Irinel Ivanov este elev în clasa a noua la Colegiul Național de Coregrafie din Chișinău. El susține că directorul instituției de învățământ, Iurie Gorșcov, l-a bătut fără motiv. Am văzut geanta și am deschis geanta și m-a uitat că este un calean acolo. Și domnul director la momentul ce a intrat și a văzut și mine m-a lovit, m-am dus la cămin. El era acolo, a început să mă controleze prin buzunare. Iurie Gorșcov spune că nu s-a confruntat cu o asemenea situație în cei 31 de ani de activitate. Când am обнаружил, că они там колят кальян и там бутылки из-под пива коньяка, я их просто их отправил домой. Именно Иринел на меня, ну, как говорится, двух мужчин таких крепкого телосложения, которые пытались меня избить. Părinții băiatului afirmă că directorul se refuiește cu odrasla lor pentru că nimeni până la el nu a încercat să-l contrazică. S-au chemat unii copii care erau și ca și martori în prezența colectivului pedagogic, ceea ce îi face să fie extrem și extrem de vulnerabil. Probabil este primul caz în care un copil ridică o astfel de întrebare. Drăzneala întotdeauna costă. Înțelegeți tot sistemul asta și asta, nu prima dată chiar când ai lovit. Pe de altă parte, administratorul căminului și diriginta lui Irinel Ivanov spun că băiatul manifestă probleme grave de comportament. Studentul Ivanov Irinel are unele abateri din călcări fumatul, au servit băuturi alcoolice, distracții la ore târzii. Biologie, nicio lecție frecventată de la 3 septembrie până la prezent. Matematica, deci de la 1 septembrie până la prezent, 3 lecții are frecventate. Când era mai mic, învăța chiar foarte bine. Consiliul profesoral urmează să decidă dacă elevul va fi exmatriculat sau nu.